Bun băieți, bine v-am regăsit. Cum ziceam și în videoclipul anterior, vreau să fac un video pentru voi, cei care v-ați apucat recent sau care încă mai aveți multe nelămuriri sau vreți să vă apucați de jocul ăsta, să văd videoclipuri sau, nu știu, ați auzit de la unul altul. Cum să ai un început cât se poate de perfect? Pentru că dacă vrei să joci free-to-play, jocul ăsta, dacă nu începi cum trebuie și nu-ți menegerezi foarte bine resursele la început, bă, o să-ți fie foarte greu. De aia vreau să fac aici 10 chestii, le-am și notat, pentru că le uit. Greșeli care fac oamenii, pentru că când ajungi în stadiul ăsta, cum am ajuns eu, nu e mult, 2-3 zile. Dar în moment, până aici tot e ok. Primești gemuri multe, bani mulți, merge bine, poți să bați în campanie foarte simplu, dar ajungi în momentul ăsta, cum sunt eu. Bă, aici e puțin mai nasol, dar o să încep de la început, cu primele sfaturi și ajungem și în stadiul ăsta care suntem aici. Bun, sfatul numărul 1, da? Alege pe Kayle. E simplu. Toate ghidurile, dacă te uiți pe net, toți spun același lucru. Alege-l pe Kayle, alege-l pe Kayle. De ce? Băi, toți sunt foarte buni. Deci toți eroii care sunt de la început sunt foarte buni. Au AOE, sunt foarte buni în campaign. Ideea e că Kayle e singurul care și în late game, adică după 6, 7 luni, 8 luni, poate chiar un an, încă o să mai poți să-l folosești foarte simplu. Pentru că are un kit de skill-uri foarte, foarte bun. Și mă refer la Poison, în primul rând. Poison-ul e foarte overrated în jocul ăsta. Sunt foarte puține caractere ce au Poison. Drept că 2,5 nu-i foarte mult, că sunt la caractere epice, legendare, care au 5%. Deci asta e versiunea mai slăbuță. Dar pentru un erou care se dă la început, aura bun, toate au la fel. Aici iară, Poison, aici e 5%. Deci Poison-ul ăsta te ajută ca și în Doom Tower să mergi foarte mult. E și foarte bun nuker. Dacă, de exemplu, l-ai și pe War Maiden să, nu știu, înainte când ești, de exemplu, pe arenă. Le scazi defense-ul la toți cu skill-ul. Unde-i? Decrease defense. Deci prima oară să dea ăsta, dă decrease defense și după aceea vii cu nuker-ul, care dă și mult damage, are și mult multiplier. Ideea e să-l duci la cât mai aproape de 100%. O să vorbesc și mai încolo. O să zic de rate-ul ăsta, că trebuie neapărat urcat la fiecare clasă care vrei să o faci tu să fie nucărul tău. Dar, ți-am zis, dacă ești începător, vrei să ai o viață bună la început, ia-l pe Kayle. Ți-am zis, și celelalte variante sunt bune, dar cu timpul o să-și piardă din valoare, nu sunt atât de bune. Bun, asta e unul, da? Bun, al doilea. Bă, ce am făcut și eu când m-am apucat prima dată de joc, în continuu venea să deschid sharduri. Bun, nu e nasol chestia asta, adică e bine să ai mai mulți eroi, să-ți faci mâncare, atenție, să-ți faci mâncare pentru eroi principal care vrei tu să ridici. Dar oamenii deschid sharduri și încep să-și împartă resursele, aia e problema, știi, în stânga și în dreapta. Ce vreau să zic prin asta? Adică, bun, deschidem cumva pe War Maiden, să-l prindem, că avem aici la campaign. Pe War Maiden putem să-l prindem. Unde stai că m-am încurcat? Aici. Poți să-l prinzi. Farmezi harta asta, spică War Maiden, da? Tu inițial ai zis, bă, scopul meu e să-mi ridic la pe Kayle la 6 stele sau la 5 stele. Momentul ăla l-ai prins pe War Maiden. L-ai prins pe Armager. Știi și tu că e foarte bun ăsta. Ideea e, nu vrei să împarți resursele cu mai multe clase. Pentru că tu o să fii tentat să le ridici la 4 stele, la 5 stele. Automat tu ăsta, War Maiden, mai e și, cum îi spune ăsta, că am uitat, e chiar în primul, așa, Valerie. Sunt eroi buni, dar la început te vor încurca, pentru că o să te duci la level 4, la level 5. Nu sunt foarte bun la level ăla, te duci la 6 cândva, ca să poți să-i folosești în endgame. Dar nici de mâncat nu sunt bun, pentru că vrei să-i ții. Și automat ce înseamnă chestia asta? O să te oprească din drumul tău de a-l face pe Kayle 6 stele sau 5 stele. Pentru că o să împați resursele în mai multe părți. O să-l ai și pe War Maiden de 4 stele, l-ai pe Armager de poate de 4 stele, Shield Guardiar e foarte bun, l-ai de 3 stele sau de 4 stele. Și automat nu mai faci Kayle 6 stele, ce ți-ai propus de la început când ai început jocul. De-aia zic, nu fă greșeala de a avea o echipă de 4 eroi buni, dar de 4 stele. Alege varianta 1 de 6 stele și 3 pe lângă, pe care se crește încet. E mult mai bine în timp, nu îți împărți resursele prea mult, țineți mai mult pentru mâncare,
O să vezi, pe termen lung e mult mai bine așa, crede-mă. Bun, asta e 2, da? 3. Așa, misiunile, da, ce ți-am spus și eu în videoclip, misiunile. Păi m-am focusat un pic pe ele, dar ți-am spus, nu foarte mult totuși. Pentru că misiunile sunt importante, da, trebuie să le faci pentru că primești chestii, nu. Dar, de multe ori îmi distrag la scopul principal. Și care e scopul principal? Chiar acum l-am spus, să facem pe Kale 6 stele, nu? Aia e scopul principal. Aia înseamnă că noi ar trebui să ne pierdem cât mai mult din resurse, adică din energy, în campaign, farmând mâncare pentru eroul principal care vrea să-l facem 6 stele. Clar, tu fiind focusat pe misiuni, unde misiunile spun să faci dungeon-ul X, să bați în arena. Bun, asta cu arenele sunt ok, pentru că, o să zic mai încolo, merită să faci arena. Dar de multe ori te duce spre dungeon-uri și tu nu vrei să-ți pierzi energia aici în dungeon-uri momentan, pentru că nu ești destul de tare. E greu să faci un nivel care să chiar merite, adică, bun, dacă, de exemplu, poți constant să farmezi unde stage 20-ul, da? Abia am ajuns acum pe pe contul principal să ajung la stage 20, unde poți farmezi, să zici, că resurse bune. Tu dacă îți pierzi timpul pe aici cu iteme de 3 și 5, nu merită. În timpul ăla, mai bine să faci în campaign mai mulți eroi de 4, de 5 stele, de 6 stele ajungi să faci. Deci încearcă să-ți petrești cât mai mult timp, cât mai multă energie să o folosești doar în campaign și, ți-am zis, puneți acolo Kale sau care e rolul tău principal. Poate ai noroc, prins chiar în prima zi un shard, prins apotecării sau prins cold heart sau prins un epic bun. Pune pe la erou principal, du-te la dungeon-ul care poți să-l faci lejer cu el singur, pune-ți 3 mâncăruri acolo lângă, ridică-ți-le, o să mulțumești, o să vezi, o să fie foarte fain. Bun, a patra chestie, nu? E a patra chestie, da. Ce am văzut la mulți și într-un fel îi înțeleg, pentru că și eu am fost de multe ori parcă forțat să fac chestia asta. Ăla e pe War Maiden, da? Tu ești la spell-urile lui, bă, e bun, e ok, ai vrea să-i faci asta la maxim, aici mai puțin, poison iar ai vrea să-l ai la maxim, ok. Aici vedem, avem 3 tipuri de cărți. Cu astea, practic, ne ridicăm spell-urile. Intră, de exemplu, aici un spell, arunci la level 2, level 3, level 4, level 5, asta intră random tot timpul. Ce nu vrei să faci? Nu vrei să folosești pe un erou, de exemplu, rar, cum e acesta, carte epică sau carte legendară. Vezi, aici am mai multe stacate. Nu le-am băgat încă nici astea rare pentru că încă mai sper să prind un apotecări, un cold heart, ceva mai bun în care să-mi le pun. Dar în niciun caz nu folosi pe un campion rar o carte epică sau, mai rău, legendară. Doar pentru că, wow, am nevoie de ultimul spell acum, vreau neapărat să fie la maxim. Nu, nu, nu merită. Crede-mă. Mai bine țineți-le, e foarte greu să le faci în endgame-ul, să vezi. Deci până și cei care donează mult au probleme cu cărțile astea. Nu ți se oferă atât de mult. Deci nu fă chestia asta. Lasă-le acolo. Mai bine suferi acum puțin decât pe termen lung. Bagi acum toate în War Maiden, ok, fii mai bun. Faci niște dungeon-uri. Deschizi o epică bună. Ce faci? Te uiți aici? Hai să-mi upgradez. Te uiți să vezi? La skill-uri, hopa, 0. Ce faci? Ok, zici, bă, mă duc să farmez epics. Te uiți să vezi unde ai de farmat. Cam niciunde. Foarte rar, la eventuri, la așa, se mai oferă câte una. De-aia zic, nu fă greșeala aia. Lasă-le, folosește-ți cărțile doar pentru eroi de același nivel cu cartea. Rar la rar, epic la epic și legendar la legendar. O să te ajute foarte mult pe termen lung, o să vezi. Bun, ok, gemuri. Cum spuneam și în videoclipul anterior, că am făcut un videoclip astăzi din Free to Play. Dacă vă place, like acolo la seria aia. Dedic mult timp pentru ăla, deci merit acolo dacă vă place jocul. Bun, gemurile, da? Cum spuneam și în videoclip. Dacă simți că progresia ta, că m-a scris cineva în comentariu, că e nasol, că, de exemplu, nu mai poți să faci campaign, nu mai ai energie, nu mai ai nimic, dar ai puțin energie, las-o acolo, nu o folosi. Nu merită, pentru că ți-am spus, prioritar la început îi să-ți faci Kale sau eroul principal care vrei să fie eroul tău, nu știu, Nuker sau care vrei să te crească prin campanie. Fă-ți-l masterurile la maxim. Aia înseamnă 800 de gemuri. Primele 800 de gemuri ar trebui să meargă aici. Sau, cum vrei tu, poți să alegi varianta a doua, să bagi toate în mină. Asta necesită 1500 de gemuri ca să faci la level maxim.
După ce, deja are în ordine astea, masterurile și mina, both ways, cum vrei tu, nu contează, după aceea, da, după aceea poți să zici că, bă, hai să-mi bag în energie, vreau să mă duc mai departe, nu am, no, ok, nu mai am ce să fac cu ea, următoarele eroi, vreau să-mi creez la masterii, făcând dungeon-uri, cum e, de exemplu, Minotaur, pentru că deja având un erou bun, poți să farmezi poate și mai jos și deja, uite, aici primești chiar, bun, primești bine, deci acolo e ok. Dar ca să ajungi la nivelul ăla, trebuie un erou bun. Și ca să ai erou bun, țineți ale 800, bagă-ți-le în erou principal, ia-ți mina, 15 pe zi o să fie, e foarte bine. Și după aia o să vezi că o să fie ok. Dar bun, ok, cum am scris aici, că dacă te plictisești, bun. Dacă te plictisești, da? Păi nu mai am ce să fac în joc, da? Am numai gemuri. Ce să fac? Bun. Faction War. Vezi dacă poți să faci. Și dacă de level 1. Fă 10 de level 1. Nu pot, că nu am eroi. Fă 10 de level 12 de level 1. N-ai nimica de pierdut. Pe termen lung o să te bucuri, pentru că o să vezi, bă, mai îmi trebuia puțin ca să am, nu știu, 100% critical rate. Sau mai îmi trebuia încă, nu știu, pentru speed, mai vreo 5% să pot să-l depășesc pe celălalt rău, să dau mai repede. Și alea de level 1 și de level 2, cum le spune, asta e cam acum un lapsus, glifuri, cred că glifuri le spune, dacă nu mă înșel, da. O să ai nevoie și de alea de level 1, ok, nu faci faction, ori nu mai ai, bun, fă arena. Uite să vezi, poți să bați pe cineva, nu poți să bați pe nimeni, ok, toți sunt prea tari, n-am echipă, dai refresh, cauți pe cineva, uite aici, găsești din ăștia, free wins. Deci tot timpul ai chestii de făcut, trebuie doar să cauți. Uite, asta a fost free win, instant. O să găsești multe din astea. Bun, ce mai poți să faci altceva? Intră într-un clan. Dacă vreți, lăsați acolo în comentariu să-mi fac eu un clan, veniți la mine, nu e nicio problemă. Intrați într-un clan, faceți clan boss. N-ai echipă bună? Du-te la easy. Cât trebuie să faci? 700.000 damage? 3k? Uite aici, word-uri gratis. În fiecare zi poți să primești niște word-uri foarte bune. Ajungi să-ți crești echipa, mergi la hard deja. Deja aici sunt și alte resurse. Altceva. Deci, clan boss-ul mi se pare și pe termen scurt cel mai bună modalitate ca să primești resurse zilnice. Pentru că o carte, de exemplu, și aici la Brutal. Vezi, ne primim Epic Skillton. Tu, practic, dacă ai noroc, în fiecare zi poți să primești un Skillton sau Void Shard sau Mystery Shard pe gratis. Doar pentru că ai fost în joc și ai dat aici 5 minute să te joci, că este asta, doar să fii într-un guild, îți faci cât de cât te uiți la tutoriale pe net, sunt multe videoclipuri pe net cu echipe și de buget, nu trebuie să ai echipă foarte bună, care să lovești măcar la normal, nu știu, un milion jumate să poți să primești niște chei. Deci, crede-mă, ai multe chestii de făcut și momentul când aici scrie 0. Nu trebuie neapărat să folosești gemurile. Ascultă-mă că o să fie bine. Bun, încă o chestie ce mulți nu o fac. Nici eu n-am făcut-o pe contul meu, dar am zis că aici o să fac neapărat pentru că m-am uitat multe videoclipuri pe net și bă, tată, razinul ăsta e absurd. E absurd. Deci are niște spell-uri și niște skill-uri. Până și asta e foarte șmecheră, rezist, dacă vrei să faci o echipă de rezist în arena. Bă, e greu. Știu că e foarte greu. Ai nevoie de toți eroii ăștia ca să poți fuziona în ăștia și abia după aceea îl faci pe Razin. Dar ascultă-mă. În 5 luni, dacă îi pui deoparte pe toți, cum fac eu? Aici îți apare un cerc la eroii care deja îi ai. Fă-i exact cum scrie aici. Level 40, Ascension 4. Fă-i pe toți care-i prinzi, așa. În momentul când l-ai făcut, de exemplu, care era? Ăsta era. Nu-i încă, dice Ascension la maxim, nu-i nimic încă. Dai click aici, așa, move to war. Gata, nu mai l-ai erou. L-ai pierdut. Îl ții acolo. Peste 5 luni, peste 6 luni o să vezi că le ai pe toate. Să vezi ce bine o să te simți când o să poți să-l faci pe Razin într-o zi. Așa, dacă ai aici, o să zici, bă, e de level 3 deja, e de level 4 deja, parcă ar merge mai bine să-l fac, no, mai simplu decât să încep să iau unul de 2 de jos sau de la 1 să-l fac mâncare. Îl vezi că e de 4, bă, parcă l-aș băga acum mâncare. Nu, bagă-l în vault, nu o să regrezi, crede-mă, pe termen lung, dacă ai de gând să joci măcar câteva luni jocul ăsta, o să-ți prindă foarte, foarte bine. Fă chestia asta, uite să vezi tot timpul dacă ai prins un erou,
fă-i level 40, fă-i 4 ascend, bagă-l acolo în vault și o să mulțumești, o să vezi. Bun, la cât suntem? La 7 suntem. Bun, la numărul 7, așa am și scris aici, 2 pentru 1. Am și zis în videoclipul anterior, dacă nu l-ai văzut, las acolo, în stânga sau în dreapta, o să-ți las undeva link-ul. Tu când vrei să faci dungeon-uri sau vrei să folosești asta, vrei să folosești energie, fă-o în locuri unde poți să mai câștigi și altceva decât faptul că ți-ai crescut mâncarea. Un bun exemplu ar fi The Deadlands, da? Pui aici Kale, eroul principal, sau care l-ai tu, care zici tu că e eroul principal, cu care. Deci trebuie să alegi maximul de nivel pe care poți să-l faci singur. Deci dacă ar fi acum să intru cu Kale, da? Aici. Îi bat pe ăștia singur? Da, poți să-i bat. Ok. Momentul ăla, mai iei 3 eroi care vrei să-i consideri mâncare. Îi dai start, ăsta o să-i crească pe ăștia, faci level și binișor aici, că totuși nu e un... No, suntem, de exemplu, pe hard. E ok, primești destul de bun level. Dar, uite aici ce poți să prinzi. Poți să prinzi Warmaiden, unul din cele mai bune rare din joc. Da? Poți să prinzi Shield Guard-ul, unul din cele mai bune uncommon din joc. Bun, mai avem exemple, nu? Până și Diabolist. Un erou foarte bun. Early e foarte, foarte ok ăsta. Iar aici să farmezi, asta e 12-3-ul, pentru cel mai bun farm e ăsta. Deci aici primești, vis-a-vis de energia pe care o folosești, raport calitate e cel mai perfect aici. 12-3. Și destul de tare mobi, primești și multă experiență și ai șansa să-l prinzi pe Diabolist. Ar mai fi încă un erou chiar aici, care mai de mult era bun, momentan nu mai e atât de jucat, dar Valerie, dacă ești cu account ăsta foarte la început, 3-4 zile înăuntru, Valerie foarte bun erou. Iară, să farmezi, de exemplu, ai nevoie de set, nu? Vrei să-ți faci set de life. Îți trebuie papuci buni. Păi aici, aceeași chestie. Erou principal, 2-3 mâncăruri pe acolo lângă, ai dat start. Așa îți pică și buții care ai nevoie, faci și experiență pentru mâncare și ai șansa să-ți pice și Valerie. Aici ai 3 pe 1, dacă ai și nevoie de itemele. Deci mai e 2 pentru 1, e 3 pentru 1 aici. Și iar aceeași chestie se aplică și la eventuri, de exemplu, da? Cum am făcut și eu, ați văzut în primul videoclip când am început, sau care în al doilea. Am avut 5 sau 6 sharduri ancient-uri și cred că și un void shard. Dar nu le-am deschis în prima zi. Da, îți venea să apeși în continuu aici. Când intrai în joc, le vedeai. Uai, ce faine și le-ați deschide. Dar apăsai aici și nu era niciun event. Ține-le tot timpul când este și un event. Vrei să fie, vrei să, nu știu, să upgradezi un item. N-ai nevoie astăzi. Fă-l mâine, fă-l poimine, când vezi că intră, uite aici. Le-am făcut la maxim, toate le-am deblocat. Pentru că am fost precaut, nu m-am grăbit, am așteptat tot timpul să fie eventul, să am oraș. Cum am spus aici, uite, uite pe unde am urcat. N-am băgat un leu, sunt de 3 zile în joc, da? Uite pe unde am ajuns. Probabil că o să ajung și la Energy 200. Uite câte premii pe gratis, care dacă, de exemplu, le făceam în prima zi, deschideam, mamă, am prins, acum hai să deschid. Nu primeam nimica. O să zici, bă, dar nu sunt multe reward-uri. Da, dar sunt gratis. De ce să nu le primești? Pentru că vreau acum să le deschid? Eu zic că nu merită. Prefer să mai stau încă o zi, două, nu? Deci de-aia zic, 2 pentru 1, asta să fie tot timpul deviza ta aici, când vrei să faci mai multe chestii în joc. Bă, ai mai multă energie, vreau să o stric astăzi. Uite să vezi, ai eventuri, ai de summon, ai ceva. Fă-le atunci. Bun, numărul 9. Sau la cât suntem? Numărul 8? 8, 8 suntem. Gata, bun, scuze. Bun. Asta se leagă cu numărul 7, cu 2 pentru 1. Și aici se leagă astea două. Pentru că o să mă întrebi, bun, unde farmez eu rapid? Mâncarea sau eroi, unde îmi farmez eu rapid? Am un erou, bă, l-am prins acum pe... Hai să vedem, am ceva aici bunicel. Să zicem, uite, Diabolist, da? L-am prins pe Diabolist. Să zicem că mi-l trebuie, vreau să-l fac level mare. Cum îl fac? Bă, pot să-l fac cu bruri. Nu, ce repede crește. Da, nu e eficient. Nu e eficient deloc chestia asta. E mai rapid, dar pe termen lung chiar nu merită. Ce poți să faci? Aceeași chestie ca la punctul 7, cum ți-am spus mai devreme. Intri în campaign. Dacă poți să faci 12-3, e perfect.
Intri aici. Care e rolul principal cu care poți să faci dungeon? Te uiți să vezi. La mine e Kale, da? În al doilea spot îl punem pe Diabolist. Vreau să-mi ridic. Ce fac? Îi dau drumul așa? Nu. Hai să mai punem și două mâncăruri lângă. Și e echipa perfectă. Îți crești două mâncăruri. Poți să prind și încă un Diabolist, copii de la Diabolist. Poți să prind mai multe copii. Pentru că e tipul de dungeon care ți-l dă pe Diabolist încă. Și pe lângă asta, îți faci și două mâncăruri și îți crești pe Diabolist care ți-ai propus să faci level 40, 50, cât vrei tu. Deci e cea mai bună modalitate. Să farmezi. Asta deja e tip bun ăsta, crede-mă că e foarte mișto. Eu nu știu să fac chestiile astea la început. Deci mie nimeni nu a spus chestiile astea. Bun, încă o chestie. Am mai spus la început de damage și de critical, chiar la început am spus. Dar o să repet. În cazul meu, Kayley. Dar alegeți nucărul tău. Care vrei să fie damage dealerul, nucărul tău pe arena, oriunde, orice dungeon faci tu, care vrei să dea, cum ar veni, cum zicem noi românii, bucata. Care vrei să dea bucata aia una tare. În cazul meu e Kayle. Ce vrei să aibă? Da? Ce ai vrea să aibă aici? Atac? Da, e bun. Defense? Nu prea te interesează pentru că ești mai mult, bă, să-i dau una și să-l omor. Îți trebuie critical rate-ul tot timpul la nuker. Sunt foarte puțin nuker care nu au nevoie, poate că sunt vreo 2-3, dar majoritatea care sunt nuker și sunt damage dealer în echipa ta, îți trebuie să ai 100% aici. Sau 99-98, să ai acolo aproape de 100% ca să fii sigur că dai criticala tot timpul. În cazul de față sunt doar 68. Ok, pe Kayle, în principal pe Kayle, nu trebuie să-l duci chiar la maxim, pentru că ai 15% deja de aici. Deci ar trebui să-l ducem undeva la 85. Da, nu e nici 85, dar am scuza că sunt de 3 zile pe contul ăsta. Dar asta îți fie scopul tău principal. Alegeți nuker-ul, care e damage dealer-ul tău? Kayle sau ai alte rohă, ai prins un epic, o legendară foarte bună care îi dă atac. Uite-te tot timpul aici. Scopul principal ar fi să-ți duci 100% critical rate-ul. După aceea, da, te focusezi pe critical damage, pe atac, pe tot ce ține de... Și accuracy sunt câteva... câțiva eroi numai care necesită și accuracy. Sunt mai mulți, nu prea. Deci doar cei care, de exemplu, ai ceva de buff să aplici. Da, în cazul ăsta ai poison-ul. Dar, iară, ok, ai poison, vrei să se aplice. Îți trebuie accuracy pentru astea două. Dar aici nu ai niciun poison. Aici nu vrei nimic să se aplice. Aici e discutabil cu asta, de asta am zis. Critical rate-ul trebuie să fie tot timpul 100% sau aproape de 100% pentru ca să poți să dai bucata, cum ți-am zis mai devreme. După aceea, da, ridică-ți critical damage, ridică. Ce mai simplu ca să-ți faci rate-ul, îi din mănușa. Deci mănușa, dacă te ridici la maxim, din critical rate-ul să ai undeva la 40%, acum că e plus, e numai 4 a mea. Dacă o ai de 6 stele, cred că e 60 sau 70, dacă nu mă înșel, rate. Ceea ce e foarte bine, zic, doar cu mânușa poți să-ți faci. Și restul poți să te focusezi pe critical damage sau pe atac numai. Full atac, full critical damage, nu mai trebuie nimic. Bun, ok. Și ultimul punct, care... Ți-am zis, sunt multe puncte care eu la început, când m-am apucat de joc în urmă câteva luni, nu știam nimic despre el, nu mă interesa, n-aveam niciun habar. Great Hollow. Bă, după 3 zile, eu zic că arată binișor. Nejucând foarte mult arena. Win rate-ul 77%. Băi, foarte bine asta. Deci pentru un account atât de nou ca am eu, 77% win rate în 3 zile e foarte bine. Bun. Cum trebuie să alegi aici? Care crezi că e prioritar? Bun. Ai două idei care trebuie să le ții minte. Te uiți să vezi ce eroi folosești, ce afinitate au. Dacă din 5 eroi sau 6 eroi care te joci mai mult cu ei și vrei să-i crești, sunt toți albaștri, te focusezi pe rândul ăsta. Dacă sunt void, slabe șanse la început să ai mulți void dacă nu bași bani, te focusezi pe rândul ăsta. Deci testuiești ce afinitate au. Afinitatea o vezi tot timpul aici la clase, chiar jos, uite aici, asta-i, aici, aici, vezi? Aici sunt toate afinitățile astea jos. Îți alegi rândul pe care vrei să mergi. De exemplu, mă duc aici. De obicei, când o să te apuci la început, o să ai mulți de magic. Așa te încurajează jocul, îți dă mai mulți de magic. Cam toți care o să-i prinzi, care și buni, mă refer uncommon sau rari, cam toți sunt la magic.
Bun, m-am ales rândul ăsta, ok? Ce prioritizez acum? Bun, rândul mi l-am ales. Ce am nevoie de aici? Bă, eu le-aș alege în ordinea asta. Accuracy, primul, care îl ridici, maxim, până la level 10. Accuracy, critical damage, e a doua, și defense a treia. Lasă atacul, lasă HP-ul, lasă rezistul. Nu ai nevoie momentan de ele, ești un account la început. Cele mai importante sunt accuracy-urile, defense-ul și atacul. Atacul nu, scuze, critical damage-ul. Ideea e cu astea. Astea când le upgradezi, se aplică la tot contul tău, adică în orice dungeon ai face, arena, PvP, clan boss, oriunde, se aplică plusurile astea. Nu sunt mari, 2%, 5%, bine, când ajungi la maxim sunt foarte mult. Dar sunt foarte, foarte bune și foarte importante. Tu oricum arena o să faci, pentru că o să ai și queste, o să ai și, nu știu, o să vrei să faci pentru că e mișto, adică e și un joc de PvP. Bun, acum ca un bonus tip, asta m-am, să zic așa, învățat chiar din primele zile când m-am apucat jocul și aia e să fac questele în fiecare zi. Deci și dacă deschid jocul și bă, astăzi n-am timp să mă joc doar o oră sau jumătate de oră. Primul lucru, deschid questele, fac toate questele la daily, toate questele și în momentul când le-am făcut primesc aici și niște gemuri, plus că primesc energie, primesc mai multe chestii, primesc bani, nu mai știu exact, gemuri. Și ideea e că tot la 7 zile, a șasea zi, primești un ancient. Și făcând toate questele, zilnic, tu la lună, uite acolo ce ai. Gratis, doar pentru că ai făcut questele. Deci ai stat jumătate de oră în joc, ai făcut questele, ți-ai văzut de treabă, ai ieșit afară din joc. Nu mai să faci nimic. Într-o lună, sau în 6 zile, la 6 zile primești un ancient shard, lunar, sacred-ul și void-ul, ia tău. Bun, sper că te-a ajutat, a fost un videoclip mai lung, 28 de minute, bă, e ceva. Ok, sper că v-a ajutat și lăsați acolo un comentariu dacă v-a plăcut și dacă vreți să mai fac videoclipuri de genul. Următorul cu siguranță o să fie tot pentru free-to-play. Journey continue. Ciao.